Aș dori să lecturăm întâi împreună Evrei capitolul 10 de la versetul 32 până la versetul 39. Autorul cărții spune în felul următor: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe, pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Doar un scurt survol asupra capitolului 10. După cum vă aduceți aminte, capitolul 10, în special începând de la versetul 19, prezintă un fel de climax a cărții Evrei în partea doctrinară, după ce ne-a vorbit despre superioritatea Domnului Iisus Hristos. Autorul, în prima parte, de la versetul 19 la versetul 31, de la versetul 19 la versetul 25, în prima parte, ne îndeamnă să perseverăm și ne arată și felul în care se face lucrul acesta. Și apoi de la versetul 26 până la versetul 31 ne arată că alternativa este apostazia. Iar de la versetul 32 până la versetul 39, pasajul pe care îl avem în seara aceasta, la care ne vom uita, ne prezintă câțiva piloni, care este temelia perseverării noastre. Da? Care este temelia perseverării noastre? Haideți să avem puțin în background situația acestor evrei care au ajuns să cunoască despre Domnul Iisus Hristos. Mulți dintre ei credeau deja din Domnul Iisus Hristos. Unii dintre ei doar cochetau cu Evanghelia și erau la punctul în care vedeau pe alți evrei care sufereau prigoană, rușine, suferință, răpirea averilor, dezmoșteniri, scoatere afară din sinagogă, își pierdeau membralitatea, pentru că au crezut în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și unii dintre aceștia care cochetau și care erau împreună în comunitatea credincioșilor, băteau în retragere. Din motivele sunt de înțeles, da? Iar autorul cărții Evrei scrie cartea Evrei pentru a arăta acestor oameni că întoarcerea la vechiul sistem este imposibilă. Nu că se întorc degeaba, este imposibil. Nu ai la ce să te întorci. Pentru că Iisus Hristos este împlinirea jertfelor, ritualurilor, ceremoniilor și ele nu mai sunt valide, ele nu mai sunt o opțiune acum. Iisus este singura opțiune. Și aparte de jertfa Domnului Iisus Hristos, rămâne o ce? Păi spune el, ori jertfă, ori așteptarea înfricoșată a judecății. Așa că, spune el în partea pe care o studiem în această seară, mergeți înainte, că nu există altă opțiune, da? Din punctul meu de vedere, după cum v-am arătat felul în care am înțeles pasajul acesta și cred că Duhul Sfânt ne învață din el, nu se are în vedere cei care apostaziază, sunt cei care au intrat în interacțiune cu Evanghelia și apoi iau o decizie deliberată, definitivă, pentru a nu accepta Evanghelia, ci de a se întoarce la sistemul religios vechi. Și asta este înțelegerea pe care o aplica și în continuare la textul pe care îl avem înainte. Haideți să vedem care sunt câțiva piloni ai perseverenței. Lucrul acesta este deosebit de important pentru noi, pentru că vedem pretutindeni în lumea asta și în adunările evanghelice oameni care intră în biserică, care fac anumite mărturisiri
de credință verbale. Noi suntem oameni, n-avem cunoaștere infailibilă ca al Dumnezeu. Pe unii dintre ei îi afirmăm, îi confirmăm și cu trecerea timpului ei se pierd. Da? Dau înapoi, ca să folosesc limbajul acestui text. Și asta noi numim apostazie. Noi când vorbim despre apostazie, noi facem o declarație despre destinul lor veșnic, da? Decât dacă ei până la moarte rămân în starea asta de necredință. Dar în ce ne privește pe noi, noi facem o declarație din punctul nostru de vedere și spunem, omul ăsta a fost între noi, a fost de noastră, acum nu mai este. Da? Care sunt pentru noi? Asta mi s-ar părea o naivitate extremă din partea noastră să spunem, domnule, eu care cred în predestinare, eu care cred în siguranța mântuirii, eu care cred că Dumnezeu nu ne leapă de niciodată. Da, e frumos să ne încurajez așa cu o predică despre perseverența în har, dar noi oricum o să perseverăm în har, nu pentru că noi știm că dacă suntem aleși o să perseverăm în har. Acum suntem aleși, nu o să perseverăm în har. Deci asta este, vă spun direct, este un mod foarte idiot de a gândi cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, un mod foarte lipsit de orice temelie biblică. Când s-a ales, eu o să perseverez până la capăt, da? Nu este modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Cum spunea Spurgeon, Dumnezeu nu ne dă cu o bandă roșie pe spate, ești ales, nici nu-ți mai bate capul, tu oricum o să perseverezi până la capăt, că te duci la biserică, că nu te duci la biserică, că te rogi, că nu te rogi, că citești cuvântul, că nu citești, că ești parte împărtășia fraților, că nu ești, că te botezi, că nu te botezi, că iei cina Domnului, că nu iei cina Domnului, că ești în legătura frățească. Este irelevant. Ai banda pe spate. O să te trezești în împărăția lui Dumnezeu. Nu funcționează lucrurile așa. Este un mod necreștinesc, este un mod antibiblic din orice punct de vedere. Nu funcționează lucrurile așa. Toți cei care sunt aleși vor lua cu foarte mare seriozitate atât avertizările pe care le-am studiat în trecut din Sfânta Scriptură, cât și îndemnurile, mângâierile, da? Impulsurile pe care ni le dă Sfânta Scriptură ca să perseverăm. Când Dumnezeu spune, uite, ăsta ar fi un pilon al perseverării. Vezi de treabă, eu oricum o să perseverez. Nu, că modul în care perseverez este înțelegând care este temelia perseverării. De ce anume să mă prind ca să perseverez, da? Ăsta este felul în care trebuie să gândim procesul perseverării noastre. El nu este mecanic, nu este automat. În mintea omului, în mintea filozofului, eu cred că ăsta este un om, chiar dacă și noi poate am gândit la un moment dat așa, este un mod prostește de a gândi. În mintea filozofului lumii acesteia, care s-ar putea să fie născut din nou, lucrurile sunt așa. Dom'le, dacă sunt sigur de mântuirea mea, oricum mântuirea e ceva automat, e mecanic. Deodată ce sunt sigur de mântuirea mea, ea trebuie să decurgă de la sine. Nu e așa. Chiar dacă mintea ta s-ar putea ca să existe gândul ăsta, nu este așa. Poți să fii sigur de mântuirea ta și în același timp, ca să fii în concordanță totală cu cuvântul lui Dumnezeu, să iei cu foarte mare seriozitate toate impulsurile pe care ți le dă Dumnezeu ca să perseverezi până la capăt. Pentru că Dumnezeu așa lucrează mântuirea noi. Da? Impulsionându-ne în felul acesta. Care sunt câțiva piloni care împreună constituie fundamentul, baza, temelia perseverenței noastre în har. Care? În primul rând, regenerarea. Regenerarea. Versetul 32 ne spune, chiar așa începe, aduceți-vă aminte de zilele de la început. Când? Și ne spune ce s-a întâmplat în acele zile de la început. Asta e fundamental. Dacă vreunul dintre noi care suntem în seara asta aici, e irelevant ce doctrine credem. Ascultați-mă. Dacă vreunul dintre cei care suntem în seara aceasta aici n-am avut experiența asta, este irelevant absolut orice. Prin ce ritualul creștin am trecut sau ce doctrine susținem. Ia auziți. În zilele de la început, după ce ați fost luminați. Da? După ce ați fost luminați. Acesta este un mod frecvent în care în Sfânta Scriptură ne este descrisă nașterea din nou. Ca o luminare. Ca o luminare, ca o iluminare, când Dumnezeu ne-a scos din prostia în care ne aflam, da? Când trăiești fără Dumnezeu, asta este climaxul prostiei în care poate să fie vreun om. Este elementar să discutăm despre regenerare ca element al perseverării, chiar și din punct de vedere logic. În ce să perseverezi dacă tu nici măcar n-ai intrat pe cale? Frate, rămâi pe calea Domnului. Pe ce cale să rămâi dacă nici măcar n-ai intrat? Și acum întrebarea este dacă am intrat, că eu s-ar putea să pretind că am intrat, dar să nu fi intrat niciodată. De aceea el merge și discută despre pilonul ăsta, da? Îl explică la ce se referă el când vorbește despre aceste zile de la început. Acum aveți în vedere că aici se vorbește despre evrei. Și autorul cărții Evrei vrea să-i facă foarte
să-i facă conștienți de faptul că acele zile de la început nu înseamnă momentul în care s-au născut într-o casă evreiască, au fost circumciși, au intrat în comunitatea legământului și cumva noi suntem poporul Domnului. La astea zile de început se referă el? Nici vorbă de așa ceva. Cu asta să lăudau evrei. Păi eu sunt evreu. Eu știu legea. Eu m-am născut într-o casă de evrei. Eu sunt din poporul legământului. Și mulți așa gândesc acum în aceleași categorii ale vechiului legământ, se gândesc acum în nou legământ. Eu m-am născut în familie de pocăiți. A, nu m-a tăiat nimeni împrejur când am fost mic, dar m-am botezat și eu. Dar eu vin la biserică de când sunt mic. Dar eu am fost la fanfară, am fost la orchestră, am fost la grupele de copii, după am fost la grupele de adolescenți, am fost la nu știu ce grupuri de studiu biblic, am fost în tabere creștine, m-am predat Domnului Iisus de 15 ori la fiecare foc de tabără la care am participat vreodată. Păi ce, eu noi fi de acolo? Nu! Nu, nu, asta stă mântuirea mea. Ia auziți în ce stă. În zilele de la început, adică zilele convertirii, sunt zilele în care eu am fost luminat. Cu alte cuvinte, noi ar trebui să putem identifica, nu neapărat un moment în viața noastră, o oră. Că Dumnezeu, în general, nu lucrează. Ba, te-ai trezit deodată. Nu, Dumnezeu lucrează, ne pregătește, ne prelucrează în multe feluri. Și, dar ar trebui să putem identifica o perioadă, niște zile de la început. Dacă te-aș întreba în seara asta, spune în care zile de la începutul vieții tale de credință? Ai putea să spui, nu ziua! Nu ziua! Nu momentul exact! Deși unii dintre noi identificăm un anumit moment în care am simțit, poate și am experimentat mai profund harul lui Dumnezeu, mai puternic, mai evident pentru conștiința noastră. Da? Dar Dumnezeu e mult posibil să fi lucrat de mult înainte. Dar dacă poți identifica aceste zile de la început, și foarte important să observați că deși credința noastră, pocăința noastră, hotărârea noastră, predarea noastră, lepădarea noastră de noi înșine, venirea noastră la Hristos sunt elemente fundamentale din mântuirea noastră. Nimeni nu e mântuit dacă nu s-a întors la Hristos, dacă n-a venit la Hristos, dacă n-a crezut în Hristos, dacă nu l-a primit pe Hristos, dacă nu s-a lepădat de sine și a venit după Hristos. Da? Evident, nimeni nu e mântuit. Dar este foarte important să observați că El descrie regenerarea ca o lucrare a lui Dumnezeu. Da? Este o lucrare făcută asupra mea. Ați fost luminați. Ați fost luminați. Și ascultați-mă, Dumnezeu nu și-a cerut voie de la niciunul dintre noi. Hei, ai vrea să te luminezi? Păi eu te urăsc, Doamne, nu știu, eu te urăsc, nu mă interesează nimic de tine, nu vreau să mă luminez. Nu m-a întrebat ca să facă lucrul ăsta. El m-a luminat. Chiar și care s-ar mine trebuie să recunoască lucrul ăsta, nu? El ne luminează fără să ne întrebe. El ne cercetează fără să ne întrebe. El ne convinge fără să ne întrebe lucrul ăsta. Și mântuirea, regenerarea este descrisă ca o lucrare făcută de Dumnezeu asupra noastră. Da? Noi suntem pasivi. Nu zicem, dau mai tare lumina, că acum a început Dumnezeu să mă lumineze. Nu, este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Este o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, fiindcă așa a vrut El în momentul ăsta să mă lumineze. Am auzit, mi se pare o blasfemie, o blasfemie. Dom'le, sunt vreo 2-3 momente în viață în care Dumnezeu te cercetează. Pe la vreo 19 ani, după aia pe la vreo 30 și după aia ultima dată pe la vreo 45 de ani. E atât de stupid și de prostește și de prostește. Aici este vorba despre o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. A fost un moment în viața ta, o perioadă în viața ta, niște zile în viața ta în care ai fost atins de puterea lui Dumnezeu, în care ai fost luminat cu privire la cine ești tu, cine este Dumnezeu, care este calea mântuirii. Foarte important să știți. E foarte important. Asta este regenerarea. Nu are niciun rost să vorbim despre perseverență dacă nu ești regenerat. Niciun rost nu are. Niciun rost. Al doilea pilon, după regenerare, și nu degeaba puse lucrurile în ordinea asta, după regenerare este o rodire. Este un rod al acestei regenerări. Ia auziți ce spune. După ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte, și explică la ce suferințe se referă. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în cer o avuție mai bună care dăinuie. Aș vrea în această secțiune, în al doilea rând, când vorbim despre rodirea care se vede în viața unui om născut din nou ca un rezultat al regenerării, ca un rezultat al lucrării lui Dumnezeu, ca un rezultat al luminării, da? Vedeți, oamenii ăștia sunt luminați și după aceea au dus o mare luptă de suferință. Aș vrea să
împărțim rodirea aceasta în două părți. Așa o văd în textul acesta. În primul rând, este rodirea se vede în relație cu societatea și apoi rodirea se vede în relație cu sfinții. Uitați-vă în relație cu societatea. Spune, pe de o parte, erați puși ca priveliște. Și este cuvânt în original, teatrizo, care arată într-un fel faptul că au fost expuși, au fost făcuți public. Da? Au fost puși ca un amfiteatru, domnule. I-au pus pe ei, ca la expoziție, pe creștinii ăștia. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Și aici este un test al regenerării, o manifestare a regenerării noastre. Dacă lumea din jurul nostru ne vede ca pe niște inamici, dacă devenim o priveliște pentru oamenii din jurul nostru, dacă eu pretind că sunt născut din nou și nimeni nu se uită ciudat la mine, dacă noi ca biserică nu suntem o priveliște pentru oameni, dacă eu ca și creștin nu sunt o priveliște pentru ceilalți, este o problemă acolo, să știți. Este o problemă. Înseamnă că în mine nu există nimic schimbat în mod fundamental. Nu există nicio diferență esențială între mine și ei. Și chiar oamenii au început să se întrebe lucrul acesta și să spună, dar care e diferența între noi și voi? A, că voi nu vă închinați la Maica Domnului. Asta e diferența. Asta e prima diferență. Nici vorbe de așa ceva. Și vedeți, lumea știe pe cei care sunt a ei. Lumea știe pe cei care nu sunt a ei. Și lumea respinge pe cei care nu sunt a ei. Lumea nu este inertă față de cei care nu sunt a ei. Lumea nu este tolerantă. Ascultați-mă, lumea nu este tolerantă. Noi vorbim, trăim într-o vreme în care de la președinte ți-o zic, Doamne, să ne tolerăm. Ok, dar dacă eu îmi păstrez perspectiva mea și opinia mea, mă mai tolerați? Nu! Te amendăm, te băgăm în pușcărie, vă izolăm, vă închidem, nu vă mai tolerăm. Lumea, nu trăiți cu impresia asta că pentru că oamenii vorbesc despre toleranță și dragoste, chiar sunt toleranță și dragoste. Au dragoste. Nici vorbă de așa ceva. Ei vorbesc despre toleranță cu privire la ei, nu cu privire la noi. Și asta vedem foarte clar deja în America, deja în Europa de Vest și tăvălugul ăsta postmodernist a venit și în țară la noi și va veni peste capul nostru. Și trebuie să fim pregătiți pentru lucrul ăsta. Faptul că persecuția va lua alte forme, asta este cu totul altceva. Și eu cred că vine ceasul și acum a și venit când va trebui să ne afiliem foarte clar cu cei care trebuie să ne afiliem și să nu ne afiliem cu cine nu trebuie să ne afiliem. Vine momentul în care va trebui să plătim pentru niște lucruri care ni se par absolut banale. Domnule, că e un bărbat cu o femeie. Va trebui să plătești pentru că crezi chestiunea asta. Va trebui să plătești. În fel și chip va trebui să plătim. Erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Da? Lumea îi privea în felul acesta. I-a expus în felul acesta. Este un test și pentru noi astăzi. Dacă ne asociem cu cei care sunt credincioși, cu cei care sunt copiii lui Dumnezeu și dacă suntem gata să fim expuși. Și apoi spune, al doilea rod sau a doua manifestare a rodului spiritual este părtășia lor cu sfinții. Uitați cum s-au făcut părtași cu sfinții. V-ați făcut părtași, termenul folosit aici de la coinonia, v-ați făcut părtași, ați fost în comuniune. Hai, frumoasă comuniune de aici, nu? Nu plătim nimica pentru ea. Trăim într-o vreme atât de ciudată și de descurajantă la un moment dat. Te apucă depresia. Când te gândești că credincioșii astăzi nu mai, mulți dintre ei nici nu mai plătesc să vină până la biserică. Ce comuniune, Domnule! Ce comuniune! Da, e simplu să venim aici, nu? Relativ e simplu. Să te îmbraci, să te pregătești, să te trezești și să vii la adunare. E relativ simplu. Dacă ni s-ar cere să ne facem părtași, să fim în comuniune cu frații noștri, nu numai așa la sărbătoarea asta, ci să fim în comuniune cu frații noștri la suferințele lor, la necazurile lor, la persecutarea lor, la ocările lor. Dacă eu nu-s gata nici măcar să mă deplasez un kilometru cu haine frumoase, cu mașina să vin până la adunare, ce mă face pe mine să cred că voi fi în comuniune și în părtășie cu frații mei când vor fi prigoniți? Când va trebui să plătesc pentru ei? Dacă eu nu pot să fiu în comuniune cu frații mei care au o boală în trup, poate, sau cu frații mei care au o nevoie financiară. Nu pot, deși am posibilitatea să fiu în părtășie cu ei, fără să sufere starea mea financiară absolut deloc, să fim serioși. Absolut deloc aproape. Pentru mulți dintre noi.
Nu ni se ia la niciunul patul de sub noi, nu ni se ia la niciunul salariu, nu ni se ia la niciunul casa, nu ni se ia lucrul ăsta, nu ia mine mașina din drum. Nu, relativ, prețul pe care trebuie să-l plătim este mic și de foarte multe ori nu-l plătim. Ce ne face să credem că într-o situație de prigoană și de persecuție vom jertfi? Este o naivitate. O, dacă ar fi o asemenea situație, cu siguranță aș fi părtaș cu frații mei. Papagal. N-are nicio valoare ce spui. Niciun fel de valoare. Și zice, pentru că acum sunt frați de-ai noștri care suferă din foarte multe privințe. Și acum este testul regenerării noastre. Acum este testul să se vadă dacă este o legătură între pretenția nașterii mele din nou și rodirea care este indivizibil legată de nașterea din nou. Indivizibil legată de regenerarea mea, de luminarea mea. Da? De luminarea mea. Privelește în societate și în al doilea rând erau părtași cu sfinții. Uitați, o dragoste sensibilă la oameni ăștia. Va să cu părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, auziți, ați avut milă. O inimă sensibilă, o inimă care a reacționat. Și uitați-vă la măsura sacrificiului acestor oameni. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Imaginați-vă lucrul ăsta. Că toată averea ta ar putea să-ți fie luată doar pentru că te-ai asociat cu unul din frații tăi. Doamne, de ce să te asociezi cu ei? El e creștin acolo în temniță, tu ești creștin la tine acasă. Pentru ce să-ți pierzi averea dintr-o chestiune din asta banală, nu? Imaginează-ți că toată averea ta ți-ar fi răpită doar pentru că te-ai făcut părtaș cu unul dintre frații tăi. Și ai spus, apropo, l-ați prins numai pe el, dar eu sunt fratele lui. A, da? Da, eu sunt fratele, eu cred exact că el, pe mine ce nu m-ați luat? Asta e măsura sacrificiului lor. Uitați-vă care a fost modalitatea în care au sacrificat. Și au zis, ați primit cu? Cum? Cum să primești cu bucurie? Deci nu au primit cu mânie, cu frustrări, cu dubii, cu întrebări. Ce Dumnezeu este ăsta care o lăsa să li se ia averile? N-ai văzut pe niciunul dintre ei făcând așa. Dar dacă Dumnezeu e drept, dacă noi suntem aleșii lui și suntem poporul lui, dacă Dumnezeu are putere să ne protejeze, de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple asta? Frați și surori, cum ne pregătim noi pentru asemenea momente dacă eu am dat cu mașina într-un grad din prostia mea și zic, am fost în lucrare, n-am dat, apropo, am fost în lucrare, de ce a lăsat Dumnezeu să îngăduie lucrul ăsta că trebuie să-mi schimb acum bara de la mașină? Vai, ce întrebări existențiale îmi pun eu, de ce a îngăduit Dumnezeu? Ce prostie e asta? Ce prostie e asta? Când de la niște banalități din astea punem sub semnul întrebării însăși relația noastră cu Dumnezeu. Însăși caracterul lui Dumnezeu. Dar aminte să vină să-ți ia unul tot. Și eu vorbesc în primul rând despre mine. Dacă eu stau și mă frământ acasă pentru toate prostioarele prin care trec și pun sub semnul întrebării bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, ce se va întâmpla cu mine când va veni o situație în care mi se ia totul? Într-o noapte pot să pierd totul fără să vină persecuție. Atunci ce o să zic despre Dumnezeu? Înțelegeți în ce măsură le măsoară autorul cărții Evrei nașterea din nou la acești oameni? Deci, voi vă duceți la biserică, sigur că sunteți născut din nou. Voi ați dat o zecioală acolo, sigur că sunteți născut din nou. Da, ați adus cu mașina voastră super performantă, ați ajuns pe cineva un kilometru până la adunare. Ce sacrificiu ați făcut! Fantastic! E bine că ai făcut asta, eu nu vreau să ironizez lucrul ăsta. Dar de foarte, 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 foarte multe ori la asta se reduce părtășia noastră cu Sfinții lui Dumnezeu. Și nu-i bine. Și bine. Și eu cred că Dumnezeu, dacă ne iubește ca biserică, Dumnezeu ne va aduce la teste reale ale nașterii noastre din nou. Ca să ne măsurăm prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, relația noastră cu frații noștri și prin relația cu frații noștri, nașterea noastră din nou. Deci măsura sacrificiului lor, da? Li se ia toată averea fizică, da? Modalitatea în care au sacrificat a fost cu bucurie. Ce a stat în spate? Care a fost mentalitatea lor? Că ei au făcut lucrul ăsta dintr-o anumită privință. Ia auziți. Ca unii care știți. Oamenii ăștia au fost cerebrale în credința lor. Cerebrale. Ceea ce te va ține cu mintea întreagă la cap într-o asemenea situație sau altfel situații de genul acesta sunt convingerile tale cu privire la Dumnezeu, cu privire la planul lui Dumnezeu. Convingerile pe care le ai
De asta este importantă doctrina. Ăștia știau ceva. Erau fen convinși de un anumit lucru. Care? De ce lucru erau convinși? Ca unii care știți, sunteți convinși că aveți în ceruri. Nu zice că veți avea, că aveți deja. Nu pe pământ, ci în ceruri. Asta e comparația. Avem deja, nu pe pământ, ci în ceruri. Ce avem? O avuție. Am avut pe pământ, acum avem o avuție în ceruri, da? O bogăție în ceruri. Mai bună, vorbește despre calitatea ei, da? Deci el face o comparație între avuțiile pământești și avuțiile cerești și spune, una e pe pământ, una e în ceruri. Una e rea, că de asta au putut să o ia ăștia și una zice că e mai bună. Asta se poate duce și cealaltă dăinuie. Deci în orice fel de privință, ceea ce Dumnezeu a pregătit dincolo este infinit superior. De aceea n-ar trebui să vorbim niciodată despre o eschatologie din asta destrupată. Un fel de noi de duhuri din astea plutim în neant cu harfe din alea invizibile și lăudăm pe Dumnezeu. Nu, El va face cerul noi și un pământ nou pe care va locui neprihănirea. El pregătește o altă creație pentru noi. O altă creație pentru noi. Dar va fi într-o altă creație. Va fi o dimensiune fizică, nu știu în ce fel, dar Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, da? Dumnezeu pregătește niște avuții pentru noi. Dumnezeu nu vrea să... O să ai niște avuții dincolo și când te trezești, m-a referit de fapt la o avuție spirituală. Uite, vezi aici simbolic 1.000.000 de kilograme de aur. Simbolic. Acum, Ador, tu nu crezi că pământul nou o să fie aur, mă băiete. Trezește-te. Nu, va fi o lume nouă, da? O lume nouă cu o dimensiune fizică, cum Dumnezeu știe cum va fi, dar va fi o lume nouă. Că zice, va face un cer nou și un pământ nou pe care va locui neprihănirea. De aceea este important să ai o eschatologie corectă. Să știi că Dumnezeu la propriu pregătește o avuție mai bună și că sacrificiul pe care îl suferi acum pe pământ, sacrificiul pe care îl suferi acum pe pământ, are o repercusiune dincolo în cer. Într-un anume fel să știți că răpirea averilor e mai ușoară decât să dai tu de bunăvoie. Că dacă ți-o răpite averea, ți-o luat-o altcineva, știi? Dar să iei tu și să dai, fără să-ți răpească nimeni, da? Este un gest. Este un gest care trebuie să se nască și să naște din realitatea aceasta a nașterii din nou. Să știți, perioadele de suferință, de persecuție, perioadele de necazuri sunt momente în care Dumnezeu ne testează realitatea nașterii din nou pentru noi. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă, de exemplu, în pilda aceea a inimilor, Domnul Iisus zice la un moment dat așa despre un tip de inimă, un tip de pământ. Zice așa, sămânța căzută în locuri stâncoase. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Și este o specificație extraordinar de importantă aici. Dar n-are, nu că nu mai are, n-are. N-are rădăcină în el. Acum, Domnul Iisus Hristos ne spune ce se întâmplă de desubt, da? Ceva ce noi nu vedem. Noi vedem că planta crește, dar noi nu vedem de desubt. Dar el vede de desubt și ne spune, nu are rădăcină. Și cum se vede că n-are rădăcină? Prin faptul că ține până la o vreme, din punct de vedere exterior. Este acolo o plantă? Este. Este o formă de viață? Este o formă de viață. Din punctul nostru de vedere. Dar el ne spune, înăuntru acolo nu este rădăcină. Nu este rădăcină acolo. Bun. Care-i testul? Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului se leapă îndată de el? Asta se întâmplă. De aceea persecuția, prigoana, asocierea noastră cu cei care suferă sau sunt prigoniți este fundamentală. Pentru că arată ceea ce este în inima noastră. De ce s-a lipit inima noastră? S-a lipit de copiii lui Dumnezeu? S-a lipit de lumea viitoare? Sau este lipită de alte lucruri? Bun. Avem regenerarea, avem rodirea și al treilea pilon este răbdarea. Deci nu există perseverență fără răbdare. Da? Nu există perseverență fără răbdare. În esență, perseverența înseamnă să rabzi. Întrebarea este în ce constă răbdarea aceasta, da? Ăsta e al treilea pilon, răbdarea. În ce constă? El descrie răbdarea în două feluri. Între păstrarea unei încrederi și între împlinirea voiei lui Dumnezeu. Așa e descrisă, între aceste două părți. Încredere în Dumnezeu și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Vreau să observați și ordinea acestor două aspecte, ordinea acestor două aspecte și legătura dintre ele. El zice în primul rând aici să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. În esența perseverării este păstrarea credinței. Asta e esența perseverării, să-ți păstrezi credința. Asta e esența. Dar după aceea, asta spune versetul 35,
Versetul 36, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Da? Este o legătură care se face între încrederea în Dumnezeu și împlinirea voiei lui Dumnezeu. Ordinea e importantă, întâi te încrezi în Dumnezeu și după aia împlinești voia lui Dumnezeu. Nu împlinești voia lui Dumnezeu ca să ajungi la credință în Dumnezeu. Întâi crezi în Dumnezeu, te încrezi în El și după aceea împlinești. Da? De asemenea, aceste două lucruri nu doar sunt în ordinea aceasta și niciuna alta, în asta stă Evanghelia. Întâi mă încred în Dumnezeu și după aia împlinesc voia lui Dumnezeu. Dacă le-am pus invers, am o altă Evanghelie. Dacă spun, întâi împlinesc voia lui Dumnezeu și la urmă o să am așa o credință. Nu. Aia altă Evanghelie. De asemenea, legătura este foarte importantă. Cel care se încrede cu adevărat în Dumnezeu va ajunge să împlinească voia lui Dumnezeu. Va ajunge să împlinească voia lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două. Ne uităm la prima, puțin. Versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. O mare răsplătire. Este important să știți că termenul de încredere aici nu este termenul credință care e folosit cel mai des în limba originală, ci se referă mai degrabă la un curaj, la o îndrăzneală, la confidență, la libertate, la curaj. La asta se referă termenul acesta. Cu siguranță se referă la o credință curajoasă, la o credință liberă, la o credință îndrăzneață, la o credință sigură, da? La o credință care iasă în exterior, la o credință activă, proactivă. La asta se referă, da? Și spune că credința aceasta se leagă de, din nou, de viitor, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Aproape la fiecare pilon despre care vorbește el aici, ne duce cu gândul în viitor, da? Ne duce cu gândul în viitor. Mai înainte a vorbit despre, în versetul 34, ați primit cu bucurie răpirea voilor voastre, ca unii care știți că aveți în viitor în cerul o avuție mai bună care devenuiește. Acum, când prezintă următorul pilon al perseverării noastre, când vorbește despre răbdarea noastră, din nou ne duce ochii la viitor. Încrederea pe care o așteaptă o mare răsplătire. Eu am deja răsplătirea aceasta, ea mă așteaptă dincolo, este doar o chestiune de timp până voi ajunge acolo. E foarte interesant să observați de ce autorul, ca în alte locuri din Sfânta Scriptură, nu leagă răsplătirea de fapte. Că Biblia spune desigur, vom fi răsplătiți fiecare după faptele noastre. Aici leagă răsplătirea de credința noastră, de încrederea noastră. I-au zis, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Pentru că esența unei fapte pe care Dumnezeu o răsplătește este credința. Este clar că Dumnezeu nu răsplătește nicio faptă care nu e făcută în dependență de El. Prin înțelepciunea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu. Foarte clar, aia este o faptă în relație cu Dumnezeu, da? Făcută în credință. Dacă faci o faptă în credință, va fi răsplătită de Dumnezeu. Dacă nu faci o faptă în credință, nu va fi răsplătită de Dumnezeu. De aceea El vorbește despre credință, pentru că dacă ai credință, credința biblică este o credință care face fapte și în ultimă instanță Dumnezeu răsplătește doar faptele făcute prin credință. Așa că dacă ai credință, sigur vei avea și fapte. Da? Și nu este absolut necesar să vorbești și despre fapte. Da? Deci, în esența persevererii noastre se află persistența, perseverența în credință. Perseverența în credință. Versetul 36. Căci aveți nevoie de răbdare, de perseverență, de continuitate. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, din nou ne duce cu gândul la viitor, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Vedeți, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu are două elemente aici. O practicare a cuvântului lui Dumnezeu, da, zice să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, da? Ia ascultați. După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să căpătați ce v-a fost făgăduit. De ce practic cuvântul lui Dumnezeu, împlinesc cuvântul lui Dumnezeu acum? Pentru că stau cu ochii țintiți. Mai înainte ne-a spus că eu cred, fiindcă mă uit la răsplătire. Mai înainte ne-a spus, au lepădat averile, pentru că s-au gândit la o avuție mai bună. Toți pilonii perseverării sunt legați de lucrurile viitoare. Toți pilonii perseverării. Am renunțat la averi pentru că am altă avere dincolo. Da? Sunt tare în credința mea pentru că mă așteaptă o mare răsplătire. Și acum spune, împlinesc voia lui Dumnezeu ca să capă ce mi-a fost făgăduit. Da? Toate elementele perseverării noastre sunt legate de lumea viitoare, de viața viitoare, de finalul. De finalul care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Pe fiecare dintre noi. Așadar, versetul 35, versetul 35 și versetul 36 ne arată că în componența perseverării noastre, în componența acestei răbdări, se află răbdare în ce? Răbdare în încrederea mea în Dumnezeu și răbdare în împlinirea
voii lui Dumnezeu. Știți, pasajul acesta este unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Sfânta Scriptură, Matei capitolul 7, unde Domnul Iisus Hristos spune: vor veni mulți în ziua aceea cu pretenții. N-am drept, n-am făcut, și așa mai departe. Și atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Primul lucru pe care îl condamnă Domnul Iisus Hristos sau îl scoate în evidență nu este că n-au făcut fapte, ci că nu-l, Domnul Iisus Hristos nu-i cunoaște pe ei. Ei pretendeau că îl cunosc pe Domnul Iisus. Domnul Iisus zice: eu nu vă cunosc. Eu nu vă cunosc. N-am o relație cu voi. N-aveau o credință mântuitoare, da? Deci primul aspect important este relația cu Hristos, nu faptele. A zice: nu v-am cunoscut. Asta e primul răspuns al Domnului Iisus. Al doilea răspuns al Domnului Iisus Hristos este: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și apoi prezintă o pildă în care vorbește despre oameni care fie împlinesc voia lui Dumnezeu, fie nu împlinesc voia lui Dumnezeu. De aceea, pe orice cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, și a doua parte vorbește despre oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face. Și în textul acesta, perseverența este descrisă în versetul 35 și 36 în același fel. Unul care se încrede în Dumnezeu și care împlinește voia lui Dumnezeu. Da? Eu am o relație personală cu Dumnezeu, cu persoana Lui, și relația asta mea personală cu Dumnezeu, cu persoana Lui, se va materializa fără doar și poate inevitabil în împlinirea voii lui Dumnezeu. Eu pot să pretind o relație în asta intimă cu Dumnezeu, foarte ezoterică și mistică, în care eu cu Dumnezeu avem o părtășie fantastică, dar nu există o practicare a voii lui Dumnezeu. Fals, mă înșel pe mine însumi. Nu uitați legătura. Este o încredere și o împlinire a voii lui Dumnezeu. O încredere în Dumnezeu și o împlinire a voii lui Dumnezeu. Altfel nu există credință adevărată, nu există perseverență. Și ultimul pilon al perseverării, care este de fapt prezentat mai dinainte, de la început, dar acum ia un loc important în atenția autorului și în atenția noastră, este revenirea Domnului Iisus. Deci el a vorbit despre regenerare. Din regenerare vine rodirea, adică în rodirea aceasta avem o relație specială cu lumea, suferim din partea ei, avem o relație specială cu copiii lui Dumnezeu. Din regenerarea aceasta nu vine doar rodirea, ci din regenerarea aceasta vine și răbdarea. Nu ai cum să rabzi dacă nu ești regenerat. Nu ai ce să perseverezi dacă n-ai fost luminat. Dacă n-ai trecut prin experiența aceasta. Și apoi ultimul lucru, al patrulea lucru pe care îl spune, este despre revenirea Domnului Iisus Hristos, descris de la versetul 37 până la versetul 39. Unde el zice: încă puțină, foarte puțină vreme. Acum, nu știu cum sună pentru dumneavoastră citatul acesta la 2000 de ani de la înălțarea Domnului Iisus. A zis: încă puțin, frate, mai rapid o leacă. Foarte puțină vreme. Și știți că pe seama acestor cuvinte au început să fie bajocoriți creștinii și revenirea Domnului Iisus Hristos chiar în prima sută de ani a creștinismului. Dar aminte, după 2000 de ani, oamenii ar găsi mult mai multe motive să bajocorească, nu? Însă Petru, vă aduceți aminte că noi am trecut prin cartea 1 și 2 Petru, Petru ne lasă o explicație cu privire la această aparentă întârziere a Domnului. Ce spune el? Auziți, vorbim bajocoritori, vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Trebuie să ai o perspectivă foarte stupidă despre istorie dacă ți se pare că toate au rămas la fel. Deci trebuie să fii complet ignorant. Dar el zice foarte: se fac că nu știu. Și el zice la un moment dat așa, versetul 8: dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Dumnezeu este în afara timpului. Dacă cronometrezi zilele după cum le cronometrează ateii, vei avea perspectiva ateilor. Dacă ți-ai băga capul în Biblie și cronometrezi istoria după cum o cronometrează Dumnezeu, atunci toate lucrurile s-au lămurit și vei putea spune împreună cu autorul cărții Evrei: încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Venirea Domnului, zice el, este apropiată, de asta spune încă puțină, foarte puțină vreme.
Deci, indiferent cum măsori tu timpul, să știi că venirea Domnului apropiată. Venirea Domnului este sigură, că spune, cel ce vine va veni, e apropiată, e sigură. Venirea Domnului e precisă, nu va zăbovi. Deci să nu cumva să credeți că o să se schimbe ceva în privința aceasta. Nu se va schimba nimic. Și realitatea aceasta a venirii Domnului va trebui să aibă în viața noastră o implicație, o reacție, să modifice ceva în noi. Să modifice ceva în noi. Versetul 38. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Sunt prezentate două persoane aici, nu? Cel neprihănit și cel nestatornic. Cel neprihănit și cel nestatornic. E foarte interesant să observați că cel neprihănit nu va trăi prin fapte. Deci vorbind despre venirea Domnului, zice, da, ai fost mântuit prin credință, frate. Dar vei trăi prin fapte. Prin fapte vei trăi. Păi, Dumnezeu ți-o dat. Dumnezeu ți-o dat, da. Acum și tu trebuie să... Eu da, spun fără doar și poate, nașterea din nou. Credința adevărată întotdeauna se va manifesta în fapte de sfințenie, de ascultare și de supunere. Întotdeauna, fără niciun fel de excepție. Da? Întotdeauna. Dar eu, ca și om neprihănit, voi trăi tot prin credință. Tot prin credință voi trăi. Da? Tot prin credință voi trăi. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu o să te duc asta la păcat, frate și soră. Nu o să vă duc la păcat dacă vă spun că o să trăiți prin credință, nu prin fapte. Tu te-ar stimula puțin să spun, ai fost mântuit prin credință. Trage tare! Trage tare ca ai să fii mântuit la final prin fapte. Da. Și luați toate versiunile escatologice. La răpire, am fost mântuit prin credință, dar suntem răpiți prin fapte. Și dacă n-am făcut suficiente fapte sau destul de bune fapte, dacă n-am fost vrednici de mântuirea care ne-a dat-o Domnul, ne lasă o leacă prin necaz să ne prăjească, să ne curățească de păcat și să ne mântuiască prin suferință și prin lacrimile pocăinței noastre. Nu te-a stimulat puțin o asemenea doctrină? Să lupți cu adevărat pentru mântuirea ta ca să fii luat la final. Autorul nu consideră că te-ar stimula. Cel neprihănit va trăi prin credință. O asemenea doctrină n-ar putea să ducă la păcat, pentru că uitați-vă, el vorbește despre credința unui om care este neprihănit. Neprihănit. Da? Omul ăsta este neprihănit. Și apoi, în al doilea rând, credința aleșilor lui Dumnezeu este o credință vie, activă, care produce neprihănirea practică prin puterea Duhului Sfânt. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cred că este în temă cu tot ce am învățat despre apostazie. Despre apostazie, un om care cunoaște ce este Evanghelia, ce este calea mântuirii, cine este și ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos și, zice, prețul e prea mare. Prețul e prea mare. Să-ți se răpească averile? Păi, domnule, unii dintre noi muncim o viață întreagă pentru o casă. Să mi se răpească averile pentru ce? Pentru ce? Numai să fiu parte din biserică, eu am sinagoga mea. Pentru ce? Să cred că cel care a fost răstignit pe o cruce, ăla este mântuitorul lumii? Să-i spun nebunie. Pentru ce, domnule? Templu în picioare, mari preoți fac slujbele acolo. Pentru ce să pierde toate lucrurile astea? Și omul ce face? Dă înapoi. Omul dă înapoi. Da? Omul dă înapoi. Cochetează și dă înapoi. Cred că la asta se referă textul nostru. Da? La asta se referă textul nostru. Deci ne anunță venirea Domnului, versetul 37. Ne anunță venirea Domnului și impactul pe care o are această venire a Domnului asupra noastră. Asupra noastră. Versetul 39. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Acum, întrebarea este, și cu asta aș vrea să închei, este foarte important. Dacă în versetul 38, cel care dă înapoi este mântuit, dacă dă înapoi din mântuire, dacă dă înapoi dintr-o credință adevărată, dacă dă înapoi din răscumpărare, dacă dă înapoi din nașterea sa din nou. Nu? Care e răspunsul? Ce credeți? Răspunsul meu îl știți. Acum, avantajul că eu sunt la învon. Răspunsul meu îl știți. De ce cred că pasajul ăsta nu vorbește despre a da înapoi din mântuire? Da? Din mântuire. Poți să dai înapoi, ascultați-mă, poți să dai înapoi de la mântuire. Da? Eu îți predic Evanghelia și frate Ciprian, asta e calea, ce ești tu? Eu sunt evreu. Asta e calea mântuirii. Nu-s jefe, nu-s ceremonii, gata, s-o încheia cu toate.
Domnul Iisus Hristos, nu există nimic altceva. Și tu ce faci? Ce ți-am prezentat eu? Mântuirea. Da, înapoi de la mântuire. Ai pierdut mântuirea? Da, ai pierdut-o. Tu ești singur care o poți pierde. Nu pentru că ai avut-o, ci că ai avut-o predicată, ți s-a dat, ți s-a livrat prin predicarea Evangheliei. Nu că ai experimentat-o și ai dat înapoi, ai ieșit din mântuirea ta, da? Înțelegi ce am spus, da? Dacă ascultat numai o jumătate din propoziție ce am zis acum, probabil că ați rămas cu o erezie. Bun, de ce nu se referă pasajul la ieșire din mântuire, la pierderea mântuirii sau a credinței adevărate? În acest pasaj se face o diferență foarte clară, uitați-vă, asta e primul motiv. O diferență foarte clară între credincioși și cei ce dau înapoi. Auziți, noi nu suntem care noi. De unde știa autorul? De unde știa el că ăștia nu sunt din cei care dau înapoi? De unde știa el? Întrebați-vă, de unde știa el? Ce știa el pe toți oamenii aceia care urmau să citească epistola? Eu da, Dumnezeu cum se spune, cartea vieții, spune, ăștia sigur la care le scriu nu o să dea înapoi. Pentru ce mi-ai impulsionat asta nu dea înapoi? Dacă știi că nu o să dea înapoi. Da? Deci în acest pasaj foarte clar se face o diferență între cei credincioși, adică noi, care nu dau înapoi, și aceia care nu au credință, da? Care nu au credință pentru mântuirea sufletului. În al doilea rând, uitați-vă că nu se face doar diferență foarte clară între credincioși și necredincioși. Deci, nu văd nicăieri în textul acesta unde se face diferență între credincioși și cei care își pierd credința. Bun. În al doilea rând, prin cuvintele astea, Pavel arată siguranța pe care o are pentru cititorii lui, da? Ia auziți. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Imaginați-vă că eu aș fi venit să vă predic în seara asta în felul următor. Fraților, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă înapoi sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi. Eu vă întreb, cuvântul ăsta, noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Este un cuvânt de încurajare, de mângâiere sau de mustrare? Pentru, vă spun direct, pentru mine ar fi o citire inversă a textului, o citire demonică a textului, ca să spun acum... Textul spune că noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi. Fraților, dar vedeți că unii dintre voi, eu știu, mulți o dată înapoi și voi o să dați înapoi. Care sunteți mântuiți cu adevărat? Nu. Noi, dacă sunt cei credincioși, care au credința adevărată, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, da? Noi nu suntem, dacă în locul acesta sunt oameni care nu au fost mântuiți, care nu sunt regenerați, care au făcut o mărturisire falsă de credință, care au intrat în comunitatea adunării, și ca Iuda în locul acesta, da, eu o să dea înapoi. Dar o să dea înapoi de ceva ce n-au avut în lăuntrul lor. Ceva ce nu m-au mărturisit cu curaj, de care s-au alipit în mod superficial. Aș vrea să vă dau un exemplu. Poate care ar fi sugestiv pentru fiecare dintre noi. Atât Iuda, de exemplu, cât și Petru au fost ucenicii Domnului Iisus, da? Au făcut misiune, au proclamat cuvântul. Care dintre ei o dat înapoi? Amândoi. Într-un sens, da? Nu luăm expresia din textul ăsta. Așa, după mintea noastră, nu expresia din textul ăsta. Că dacă spuneți că au dat înapoi amândoi după înțelesul expresiei din textul ăsta, ați încurcat oalele. Au dat înapoi amândoi sau lepădat. N-a fost niciunul dintre ucenicii Domnului Iisus care să nu se lepede. Da? Niciunul dintre ucenicii Domnului Iisus care nu se lepede. Și nu a fost un păcat. Hai să ne gândim bine. Nu a fost un păcat oarecare. A fost o renunțare deschisă. La un moment dat, unul dintre evanghelii spune că s-a blestemat Petru. Iuda nu s-a blestemat. Ăsta s-a blestemat. Măi, hai vorbim așa, super arminian. Dumnezeu mi-a dat o șansă. Bă, Petru, uite-ți, mi-a dat o șansă să mărturisești pe Domnul Iisus. Cine mărturisește înaintea oamenilor, nici eu nu voi mărturise înaintea tatălor, da? Te luăm versetul și le aruncăm acum să iasă ceva aici. Petru nici a doua oară. Eu zic, bă, îți dau ultima șansă, fii atent, deja ai făcut a doua oară păcatul cu voia. Pentru tine fac a treia oară. Și ăsta și a treia oară se blesteamă că nu-l cunoaște. Nu știu cine. Omul acesta, cine o fi omul ăsta? Bă, n-am auzit. E un Iisus pe aici, prin Israel. Nici măcar n-am auzit din el. Chiar de prin Galileea, până a făcut lucrarea acolo în zona mea. Dar eu n-am auzit de el. 3 ani jumătate. N-am auzit nimic de el. El care era cu papagalul cel mai tare. El care iasă totdeauna public. Nu auzit nimica. Eu n-am auzit nimica de Domnul Iisus. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, amândoi au renunțat deliberat la Domnul Iisus Hristos. Totuși, Biblia ne spune 2 lucruri diferite despre oamenii ăștia doi. Despre Iuda ne spune în capitolul 6 din Ioan că era un drac. Despre Petru spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat, cine zic oamenii? El iasă. Tu ești face o declarație de credință pe această piatră, voi zic, din biserica mea, da? Pe afirmația aceea, pe Evanghelia pe care
Petru o declară atunci, când el recunoaște cine este Domnul Iisus Hristos. Și el zice, nu carnea și sângele s-a descoperit, ci Tatăl meu care este în ceruri, da? Este o lucrare supranaturală în Petru de producerea credinței. Petru crede cine este Domnul Iisus Hristos. El are un moment de lepădare, dar el are credință și Domnul îi spune înainte să se lepede. Petru, Satana a cerut să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru ce? Pentru credința ta ca să nu se piardă. Pentru credința ta ca să nu se piardă, da? O diferență fundamentală. Ai un drac care mărturisește pe Domnul Iisus Hristos și ai un ucenic adevărat care are credință în Domnul Iisus Hristos, amândoi se leapădă. Dar unul se leapădă de definitiv și un apostat și celălalt se află sub mijlocirea Domnului Iisus Hristos și se întoarce înapoi. De ce? Pentru că m-a rugat pentru credința ta ca să nu se... El nu și-a pierdut credința și a revenit înapoi la credință. Domnul Iisus nu zice m-a rugat pentru credința ta ca să-ți fie dată din nou înapoi. Să-ți recâștigi credința. Domnul nu zice așa. Și m-a rugat ca să nu se piardă. Și eu vă spun, în momentul lepădării sale, Petru avea credință. Petru avea credință. Nu se afla într-o acțiune a credinței. Dar el spunea, mă încred în Domnul Iisus. Nu în felul ăsta. Dar avea credința latentă în el. Se află într-un moment de păcat, într-un moment de respingere a Domnului Iisus Hristos, cuprins de frică, de rușine și așa mai departe. Dar imediat când Iisus îl țintuiește, ai o privire a credinței, da? O privire a credinței când Petru întoarce spre Domnul Iisus Hristos, când Iisus îl țintuiește, când cântă cocoșul, Petru iasă afară și plânge cu amar. Observați diferența? Ăsta la ce face? Care nu are nicio credință în el. Care nu are nicio credință în el. Să ce își pune capă vieții. Să ce își pune capă vieții, da? Apoi uitați-vă, contrastul făcut în textul ăsta foarte clar. Limbajul e absolut superb ales în textul acesta. Ca în toată Biblia, de altfel, nu? Zice, noi nu suntem din aceia care dau înapoi care să piardă, ci din aceia care au credință. Vedeți? Nu se vorbește despre calitate, cât de mare e credință, care au credință, da? Care au credință. Vedeți? Ăștia dau înapoi. Dacă paralelismul ar fi trebuit, dacă ar exista pierderea credinței, să fi fost așa. Noi nu suntem din aceia care își lasă credința, da? Ci de aceia care o păstrează. Dar el nu spune așa. Ci spune, sunt unii care dau înapoi și unii care au credință. Da? Diferența asta este, dacă dai înapoi, nu ai credință. Nu ai deloc, n-ai lăsat nimic, că nu ai avut ce să lași. Nu ai credință, nu ai credință. Uitați-vă la, mi se pare cel mai bun argument, mi se pare în Evrei, capitolul 11, versetul 1. De ce nu se poate referi la credință? Că imediat versetul următor spune așa. Credința este o încredere? Ascultați bine. Ce e credința? O încredere? Dacă e neclintită, ce se lași? Poți să-i credința. Dacă ai lăsat, n-ai avut credința asta. Eu nu zic că n-ai avut niciun fel de credință. Ai avut. Ți-ai lăsat. Dar n-ai avut-o pe asta. Pentru că credința biblică, credința ca dar al lui Dumnezeu, credința lucrată de Duhul Sfânt, credința aleșilor lui Dumnezeu este o credință neclintită în lucrurile nedăjduite. Este neclintită. Dacă a ta e clintită, nu-i credința asta. Eu nu zic că n-ai niciun fel de credință, dar nu ai pe asta. Ai pe alta. O ai pe alta. Mai pe al lui Iuda, probabil, da? Asta e definiția pe care ți-o dă imediat textul următor despre ceea ce înseamnă credința, da? Ce înseamnă credința, definiția, esența credinței, da? Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credința asta neclintită, care este o încredere neclintită în lucrurile nedăvăduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, o credință aceasta care este pentru mântuirea sufletului. Pentru mântuirea sufletului. Așadar, pilonii perseverării noastre, în concluzie, sunt aceștia. Regenerarea, nașterea din nou. N-ai în ce persevera dacă nu ești născut din nou. N-ai în ce persevera. Da? Regenerarea. Această regenerare se manifestă într-o rodire. Da? Oamenii vor vedea lucrul ăsta în viața noastră. Pentru mine trebuie să fie o întrebare foarte serioasă, dacă nimeni nu vede că eu sunt creștin. Foarte serioasă. Foarte serioasă. Și rodirea aceasta se vede în relație cu frații noștri. Când eu sunt gata să mă asociez cu aceia care au făcut aceeași mărturisire de credință ca mine, da? Este o rodire. Apoi versetul 36 și 37, 35 și 36 este o răbdare, da? O rezistență în ce? În încrederea mea, m-am încrezut în el, rezist în această încredere. Împlinesc voia lui Dumnezeu, rezist, răbd în această împlinire a voii lui Dumnezeu, da? Este această răbdare, da, în al treilea rând. Și în al patrulea rând este revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, spre care toți privim și care are un impact foarte, 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 foarte puternic asupra vieților noastre. De fapt,
autorul cărții Evrei de la început și până în capitolul 10 ne vorbește despre un lucru foarte simplu. Foarte simplu. Este supranatural, pentru că este lucrat de Dumnezeu în noi. Secretul perseverării, care ne este revelat în cuvântul lui Dumnezeu, este să privești la Domnul Iisus Hristos. Să privești la Domnul Iisus Hristos. Și să înțelegi că El este singura opțiune. Nu sunt mai multe opțiuni. Nu sunt mai multe opțiuni. Este o singură opțiune. Deci nu pot să-mi păstrez religia mea sau pe Domnul Iisus Hristos. Să-ți păstrezi religia ta, aia este moarte spirituală. Este moarte spirituală. Singura noastră opțiune este Domnul Iisus Hristos. El ne ajută să perseverăm, El ne ajută să rodim, El ne ajută să răbdăm, El ne ajută să împlinim voia lui Dumnezeu. Asta este credința în esență. Asta este perseverența în esență. Iisus este perseverența noastră. Amin.